Domnule Baciu, începând de astăzi, românii pot descărca certificatul digital COVID-19 pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Care sunt pașii și cum putem obține acest certificat digital? Ce trebuie să facem pas cu pas, ca să citez pe cineva? Pas cu pas, lucrurile sunt foarte simple. În primul rând, avem varianta cea mai la îndemână, cea electronică. Intrăm pe o platformă, certificat-covid.gov.ro. Pentru cei care s-au vaccinat, le este oareși cum familiară denumirea, pentru că atunci denumirea noastră era vaccinare-covid.gov.ro. Acum înlocuim cuvântul vaccinare cu certificat. Ne facem un cont, introducem o adresă de e-mail, adresă de e-mail pe care ne se trimite un link și după care le putem descărca foarte simplu una dintre cele trei variante. Fie un certificat care atestă faptul că ne-am vaccinat, fie un certificat care atestă faptul că am trecut prin boală și ne-am vindecat, fie a treia variantă, aceea prin care se demonstrează că avem un rezultat negativ în ultimele 72 de ore pentru testare la RT-PCR sau pentru teste rapide în ultimele 24 de ore. Ni se eliberează acest certificat, fie îl putem printa sau îl putem păstra pe telefon și va fi singurul lucru pe de care avem nevoie pentru a ne demonstra apartenența la o stare epidemiologică, să spunem. Iar atunci când călătorim, acest certificat are și un cod QR care va fi scanat în punctele de trecere a frontierei, deci nu trebuie să fie cineva care să facă acest lucru manual, ceea ce să genereze, să necesite timp și asta să genereze cozi și, evident, nimeni nu-și dorește când pleacă în vacanță sau când se întoarce să stea la cozi suplimentare și atunci aceasta a fost una dintre cea mai bună soluție digitală care s-a putut găsi. Pe aceeași adresă de e-mail putem înregistra mai multe persoane, spre exemplu, nu știu, am o adresă de e-mail și vreau să o înregistrez și pe mama să-i scot certificatul de vaccinare. Absolut, pentru că ni se trimite link-ul și trebuie să avem acces la acea adresă de e-mail, asta este singura condiție, adică să ne aparține nouă, mă rog, asta cu adresa de e-mail este și sunt câteva filtre prin care noi încercăm să ne asigurăm că persoana respectivă declară că este cine declară că este. Și atunci, pentru că este esențial să putem evita furtul de identitate, cu atât mai mult cu cât vorbim de un certificat digital. Acum, la nivel european, problema era aceea că a venit sezonul cald, oamenii pleacă în vacanțe, oamenii pleacă în concedii și atunci sunt câteva situații în care avem un risc de a transmite boala mult mai scăzut, chit că venim dintr-o zonă unde există o transmitere mare a virusului. De exemplu, noi în România avem țările segmentate pe trei categorii, verzi, galbene și roșii. Pentru țările care fac parte din categoria roșie, înseamnă că au o transmitere ridicată și persoanele care vin de acolo înseamnă că au un risc semnificativ, un risc crescut de a veni cu virus și de a-l transmite mai departe. Și atunci singura condiție care te scapă de carantină, care are menirea de a îi proteja pe ceilalți, carantina de 14 zile, singura variantă este cea a vaccinării. Deci aceste situații, aceste alternative, cele trei alternative, asta fac practic, te încadrează într-o situație în care, din punct de vedere medical, din punct de vedere biologic, ai un risc mai mic de a transmite boala și atunci nu mai ai nevoie să fii, încadrat în categoria unor nevoi epidemiologice, să spunem, de carantinare sau de izolare. Dar la nivel european există cel puțin 27 de tipuri diferite de certificate și există câteva sute, probabil, de documente care atestă testarea. Închipuiți-vă un exemplu pe care îl folosesc. Închipuiți-vă o persoană de la punctul de trecere a frontierei, un vameș dintr-o țară, spunem Grecia, Spania, Italia, care în aceste momente primește cetățeni din toate țările europene și fiecare vine cu un document. Fie că vorbim de adeverințe de testare, fie că vorbim de adeverințe de vaccinare, în toate limbile de circulație europeană. Respectiva persoană care le verifică ar trebui să se asigure că documentele respective sunt autentice, că nu este un fals, și doi, că sunt în interiorul perioadei de valabilitate. Înseamnă că dacă cineva și-a făcut un test și vine cu această alternativă a testului negativ în ultimele 72 de ore, trebuie să ne asigurăm că realmente e în acest interval al ultimelor 72 de ore. Să faci chestia asta atât de variată, manual, cu documente care sunt scrise în toate limbile de circulație europeană, evident că nu poate fi făcută rapid și atunci va genera un timp de așteptare, cozi și va genera situații complet și total neplăcute. Și atunci,
ca alternativă la această soluție de verificare a lucrurilor manuală, s-a găsit această alternativă digitală, aceea certificatului, unde lucrurile sunt super simple. Accesezi certificatul, ți-l downloadezi, îl ții pe telefon sau pe hârtie și când treci prin punctul de trecere la frontieră, doar îl scanezi fără să mai trebuiască cineva să verifice ceva detalii suplimentare, indiferent de țara, statul membru de unde provii.